Salut! Astăzi vă prezint un alt kit. Aici îi dăm drumul până mai vorbim noi. Este format din placa de bază MSI G41M-P26. Aici am pus un mic SSD. Este de 64 de giga, dar și foarte vechi, dar merge super fine. Deja a intrat. Windows 7 avem. Două module de 2 giga de DDR3. Este după ultimele modele de 775 cu DDR3. Avem și video integrat, avem și PCI Express, sunetul funcționează perfect, rețeaua funcționează perfect, nu are vreo problemă cunoscută de mine. Avem și tablița din spate, 4 mufe SATA, 1 IDE, 2 soturi de RAM, 2 PCI-uri vechi, un PCI Express, cam atâta. O să vă arăt pe aici. O să conectez și rețeaua, ca să intrăm un pic și pe internet. Dar până se... s-a și conectat deja. Hai să vedem și noi YouTube. Introducem și căștile, să avem și noi un pic de sunet. Ok. Bineînțeles, ce căutăm aici? Danelu reparații. Da, se aude sunetul. Așa. Se mișcă foarte ok pe un video. Hai să dăm și pe un... aici are viteza mai rapidă. Să dăm și pe... Hai să vedem 1080. Ar trebui să meargă. Deși pasta integrată nu cred că merge 1080. Ba da, merge. Hai să dăm mai în față. Da, văd că funcționează foarte ok. Așa. Kitul este format din un E1400, că de aici se și mișcă așa frumos, bineînțeles și cu SSD-ul, la 3 GB, unul dintre cele mai faine procesoare pe 775, în afară de quad-core, dar mare diferență între ele nu sunt. Cu 4 GB de RAM, cum am zis. Kitul e format decât din placa de bază, procesor, cooler, este un deep cool, radiator destul de mare, de numai radiatorul de vreo 3 cm și cu pastilă de cupru. Așa, pasta e schimbată, aici vede drive-urile tot, și atât este format kitul. Placa de bază, procesor, cooler și RAM și tablița. Da? Hai să pornim și un... Aici, da, o să scot internetul. Să vedem și noi temperaturi. Temperaturile stau super bine. Nu în 59, ci în 23 de grade stau. Cum asta ar fi? Hai să-i facem un shutdown. Montăm placa video. Și apoi vedem dacă funcționează. Îl oprim prima dată. Hai să mai dăm o power ca să ducă tot curentul din placa de bază, din sursă și din placa de bază. Introducem placa video. Scoatem VGA-ul. Și îl introducem aici. Power on și power on. Ar trebui să aibă driverul deja instalat. Bună. Și îl are, nu îl are. Acum debe instalează. Dăm pe aici, da, să vedem. Dacă ne vede placa video, dar 100% o vede. GPU HD 5670. Asta e o placă video de test. Așa.
Cam asta ar fi tot testul. Se mișcă super, super fain. Cam asta ar fi. Ok? Și acum hai să dăm și un showdown. Și gata, s-a și oprit. În combinație cu un SSD chiar și foarte vechi cum e ăsta, adică de 64 de giga, care este super vechi, se mișcă super, super fain kitul. Cam atât. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Pa, pa!